ActiveNEO se confruntă cu controlul pe rețelele sociale și pe internet. Accesați direcțiteul pentru a citi conținutul nostru și abonați-vă la buletinul nostru informativ gratuit. Dacă doriți să ne susțineți, orice donații este binevenită. Doamne ajuta! 100 de ani mai târziu s-a înființat Asociația Studenților INI din România, care organizează și gestionează toate congresele și mișcările studențești începând cu anii 1930. Menționăm și câteva dintre numele liderilor studenții români din perioada interbelică: Corneliu Codreanu, Ionel Moșa, Ilie Gârneață, Radu Mironovicit. Alăm și aspectul lucrării unice prezentate de însuși autor Corneliu Munteanu, istoria mișcării Legiune, ca orice produs cultural, istoria este supusă exactă, mai apropiată de logică. Istoria nici nu iartă, nici nu condamnă, și asta face justiția, nici nu sublinează sau ofilește ceea ce stea panahul monului.